Gigi Mulțescu, antrenorul Ciordia Neamă, este extrem de supărat pe programarea pe care ați făcut-o pentru Dinamo și cere public să-i schimbați al doilea meci, să se mute câteva zile mai încolo. Se mai poate schimba ceva în programul echipei Dinamo? În ceea ce privește programarea, noi am făcut o propunere către Federația Română de Fotbal în urma adunării generale de ieri. Decizia finală cu privire la modificarea calendarului pentru acest sezon competițional aparține Comitetului Executiv sau Comitetului de Urgență al Federației Române de Fotbal, cu siguranță mai departe de data de 18 august nu putem merge pentru că începe sezonul următor. Sunt conștient că acest program a creat frustrări în mai multor cluburi din Liga 1, dar în același timp o spun mereu și o repet și astăzi, vorbim de un sezon de compromis, vorbim de soluții pentru a putea să nu afectăm relația cu partenerii media, așa încât, din păcate, acesta este program. Uitați un comentariu de la, cred că un suporter Dinamo Visco, Jocaru Angelica spune: domnule Iustin Ștefan, nu vă mai bate joc de Dinamo. Cum este posibil să-i programați din două în două zile în condițiile în care au și deplasări? Când au timp să se antreneze între meciurile pe care le-au de disputat? Dacă un jucător o să facă infarct pe teren, vă veți asuma vina? Înțeleg emoțiile pe care le trăiesc suporterii dinamoviști. Am fost chiar un apărător al clubului în această ultimă perioadă. Cred că am făcut tot ce ține de mine pentru a proteja interesele sportive ale clubului Dinamo. La acest moment nu există alte variante. Ceea ce privește temerile legate de sănătatea jucătorilor, în momentul în care s-au redactat regulamentele cu ani în urmă, acest termen de o zi și respectiv două zile a fost stabilit cu specialiștii din zona tehnică, așa încât nu se pune problema unor riscuri de sănătate. Jucătorii au vizită medicală, jucătorii oricum se antrenează zilnic, fac meciuri de pregătire, meciuri de antrenament, așa încât e un program încărcat. Dar, repet, haideți să vedem ce decide Federația Română de Fotbal. Momentan, acest calendar este doar o propunere.